Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să citesc câteva versete din Geneza, capitolul 22. Domnul Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-l în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune eu. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu cu băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, le-a pus în spatele fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? A răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când a ajuns la locul care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezut lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și i-a zis: Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și i-a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat porunca mea. Amin. Deși Dumnezeu i-a cerut un lucru destul de mare, Dumnezeu i-a spus: adu pe singurul tău fiu ca jertfă. Avram a ascultat și s-a dus să-l aducă ca jertfă. Nu știu câți dintre noi am renunțat la lucrurile noastre, la visele noastre, la tot ce este al nostru și să aducem lui Dumnezeu jertfe sfinte și plăcute. Jertfe care să vină din inimă. Jertfe care atunci când se uită Iisus Hristos spre noi să spună: cu adevărat îl iubesc, cu adevărat o iubesc pentru că mă iubește, pentru că ține la mine, pentru că mă caută cu toată inima ei, cu tot sufletul lui, pentru că are o inimă dăruită, îl iubesc. Eu așa cred că a privit Dumnezeu către Avram și a spus: Avrame, pentru că am văzut că te temi de mine și n-ai cruțat pe singurul tău fiu pe care l-ai iubit. L-ai iubit. Avram s-a trezit dis de dimineață și a plecat să ducă jertfă pe Isaac, pe singurul lui fiu. M-am tot gândit mult, mă, da, totuși
nu era singur, avea o nevastă. S-a trezit dis de dimineață, s-a dus și nici măcar n-a întrebat-o pe nevastă sa. Biblia cel puțin nu spune acest lucru. Nu s-a trezit, s-a îmbrăcat și a plecat. Nu s-a dus să spună, mă nevastă, mă Sara, uite, Dumnezeu mi-a vorbit, trebuie să mă duc să aduc ca jertfă pe Isaac. Probabil or fi spus, o fi spus nevastă sa, măi omule, du-te și te culcă, măi, tu ești, ce ai? Nu te simți bine? Ai visat ceva urât? Du-te și te culcă și te trezești dimineața și apoi vezi ce faci. Nu. Avram a stat în picioare pentru că el s-a rugat, a stat de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit și el n-a confundat. El a știut că la ureche i-a vorbit Dumnezeu. Și contează foarte mult. Contează foarte mult să mergi pe drumul pe care Iisus Hristos ți-l spune. Dacă Iisus Hristos ți-a spus renunță la lucrurile astea, renunță. Dacă Iisus Hristos ți-a spus renunță la drumul ăla pe care te-ai pornit, renunță. Dacă Iisus Hristos ți-a spus adă inima ta ca jertfă mie, adu-o, stăvi să fie numele Lui. N-ai nimic de pierdut, ai numai de câștigat. M-am stat și m-am gândit, dar totuși într-o familie nu poți chiar să faci totul de capul tău. Avram a făcut pur și simplu de capul lui. N-a ținut cont nici măcar de nevastă sa. Măcar că nu era copilul doar al lui. Îl făcuse cu Sara. Era copilul lui și al Sarei. Nu? Sara l-a născut. Și Domnul Dumnezeu i-a spus, du-te, adu ca jertfă pe singurul tău fiu pe care tu-l iubești. Adă-l ca jertfă înaintea mea. Și Avram s-a trezit și a plecat. De ce a făcut Avram lucrul ăsta? Știți de ce a făcut Avram lucrul acesta? Pentru că Avram cunoștea bine glasul Domnului. Cunoștea. În lume sunt multe glasuri. Vin și spun anumiți prieteni, du-te, fă cu tare lucru. Vin părinții și spun, nu te mai du la biserică sau așa, nu mai fă lucrul. Chiar m-a apelat acum, mi-a scris cineva și mi-a spus, m-am hotărât și vreau să fac legământ cu Dumnezeu. Învață-mă ce să fac, spune-mi unde să mă duc, la ce biserică. Vreau, m-am hotărât, gata, m-am săturat. Am zis, aleluia, slavă Domnului! Este foarte important să asculți de glasul Domnului Iisus Hristos. Nu o să ai niciodată de pierdut. Noi, în mintea noastră, probabil că ne facem vise și ne facem în mentalitatea noastră, gândim noi, mă, oare o fi vorbit Domnul? Și începem și punem la îndoială. O fi vorbit Domnul? O fi bun drumul ăla care mi-a spus Domnul să merg? O fi bun drumul ăla? Tata a spus să merg încolo, păstorul mi-a spus să merg încolo și Domnul a spus să merg înainte. Pe care drum să mergi? Sunt trei drumuri. Lumea zice mergi la dreapta, Domnul Iisus Hristos îți spune mergi înainte și părinții spun du-te la stânga. Ești tânăr, fă-ți viața, ce rost are? Biserica, tinereța și așa mai departe. Ce, ești tânăr, trăiește-ți viața, trăiește-ți momentul. Nu? Asta spune lumea, ești tânăr, consumă-ți tinerețea, fă ce vrei, aleargă pentru viața ta, fă tot ce vrei cu viața ta și apoi vei vedea tu dacă există Dumnezeu sau așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos îți spune mergi înainte. Mergi înainte. Avram a stat în picioare pentru că el a cunoscut glasul Domnului. Pentru el nu era o confuzie. Mă, o fi vorbit Domnul, nu o fi vorbit Domnul. Nu! Avram avea un altar cu Dumnezeu. Stătea de vorbă cu Dumnezeu. Azi stătea de vorbă cu Dumnezeu. Ieri a stat. Și dacă veți citi în Geneza, veți vedea că oriunde mergea Avram și când primea câte o biruință și nu numai, când primea neapărat biruințe, Avram își zidea câte un altar înaintea lui Dumnezeu și îi spunea, aici vreau să aduc laudă Domnului. Când s-a dus cu Isaac și a ajuns pe munte, pe muntele pe care Domnul Iisus Hristos i-a spus să ajungă, și-a ridicat un altar. Ca de obicei, era un obicei al lui Avram. Avram avea acest obicei să stea de vorbă cu Dumnezeu, să aibă un altar cu Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos îți cere un lucru, Iisus Hristos ți-l cere pentru că probabil vrea să te încerce, vrea să-ți încerce credința, vrea să vadă statornicia ta. Dumnezeu l-a încercat pe Avram și a pus la încercare. Primul verset, știți cum începe? Am citit mai devreme, haideți să vă spun. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. A pus la încercare, era o încercare pentru Avram. A fost gata să renunțe la fiul lui pe care l-a așteptat, la fiul pe care și l-a dorit și el și Sara și l-a dorit mult și l-a iubit mult, cred în inimă că l-a iubit, pentru că l-a așteptat.
La fiul pe care Domnul Iisus Hristos i-a spus: îți voi da o sămânță și în această sămânță voi face regi, voi face împărați, voi ridica stăpâni. Această sămânță va fi o sămânță binecuvântată. Toate neamurile se va duce din sămânța ta. Dumnezeu i-a promis lui Avram. Zice: ieși pe câmp. Numără stelele. Păi nu pot, Doamne, câte sunt? Milioane, miliarde. Așa de mare va fi sămânța ta. Așa de mare. Și apoi vine Dumnezeu și îi spune: Avram, da, Doamne, iată-mă, sunt aici. Avrame, adă ca jertfă pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Ar fi putut să spună Avram: Doamne, stai puțin, dar pe tu mi-ai promis mai în urmă cu câțiva ani de zile, mi-ai promis că îmi vei da un fiu. Putea să spună, era normal să judece în mintea lui, sau putea să spună în rugăciune înaintea lui Dumnezeu: Doamne, tu mi-ai promis, eu așa aș fi făcut, Doamne, tu mi-ai promis că îmi dai un fiu, mi-ai dat un fiu, slavă ție. Și acum ce faci? Mă pui să-l aduc ca jertfă? Dar unde sunt făgăduințele? Ai spus că din acest fiu va ieși împărat, vor ieși regi. Unde-i făgăduința? Cum adică? Dragii mei, dacă Iisus Hristos îți cere un lucru, ți-l cere pentru că vrea să vadă statornicia ta, vrea să vadă credința ta, vrea să vadă câtă nădejde este în inima ta, vrea să te vadă cum ești, vrea să te vadă și în același timp, probabil că și diavolul se luptă, și nu probabil, 100% se luptă și pentru sufletul tău și pentru, uitați-mi, Iov. Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și probabil că s-a lăudat și cu Avram. Și probabil că se laudă și cu tine și probabil că se laudă și cu mine. Dacă Iisus Hristos îți cere un lucru, fă-l. Va fi spre binele tău. Va fi spre binele tău, spre zidirea ta, spre îmbărbătarea ta. De ce a stat Avram în picioare? Vă spun, Avram a avut un obicei minunat. Stătea de vorbă cu Dumnezeu în zori, dis de dimineață. Ce faci, mă, Avrame? La ora aia, ce faci? Păi stă de vorbă cu Dumnezeul meu. Dumnezeu m-a învățat să am o relație sfântă, v-am spus mai devreme. Dumnezeu m-a învățat să am o relație sfântă cu El. Așa cum am o relație cu soția mea, cu soțul meu, cu prietenii mei, cu păstorul, cu frații de la biserică, cu... Așa cum am o relație cu ei, acest Dumnezeu m-a învățat să am o relație și cu El. Și nu mă îndoiesc, nu că recunoști vocea copilului tău, indiferent unde ar fi, dacă ar fi într-o mulțime de oameni și-ar țipa, și-ar plânge copilul tău și tu nu-l vezi, după voce l-auzi, e copilul meu, e pe aici pe undeva, e pe aici. De ce? Pentru că îi cunoști glasul. Nu-i cunoști glasul soției tale, glasul prietenei tale? Când plânge, când strigă după ajutor, când este într-o mulțime și nu o vezi, nu-l vezi. Și te strigă, nu-i auzi glas imediat. Păi da, ea este, El este. E același lucru a făcut Avram. E Domnul. Aici mi-a vorbit Domnul Iisus și este El. Și nu mă îndoiesc de ce mi-a vorbit. Ce faci, mă, Avrame? Mă duc să împlinesc ceea ce mi-a cerut Dumnezeu. Aș vrea să pui la inimă acest lucru. Și să împlinești. Dacă Iisus Hristos ți-a cerut un lucru, nu ți l-a cerut spre nenorocirea ta, ți l-a cerut pentru că vrea să te ridice la un nivel mai înalt, pentru că Dumnezeu are un plan cu tine, are un plan cu sufletul tău, are un plan cu viața ta. Și Dumnezeu îți vrea binele tău. De ce crezi tu că a venit Iisus pe pământ? Ca să-ți dea viață și să-mi dea viață mie. N-a venit pentru El, a venit pentru tine și pentru mine. Să-ți dea mântuire, să-ți dea iertare, să-ți dea dragoste, să-ți dea pace, să-ți dea liniște, să-ți dea bucurie, să-ți dea îndelungă răbdare, să-ți dea tot ce vrei, îți dă Dumnezeu. A venit pentru aceste lucruri să ți le dea. Ce este mai mult decât să asculți de El? Dacă Dumnezeu ți-a cerut acest lucru, fă-l și îți va fi bine. Dumnezeu să ne dea putere și să-ți dea putere să asculți ceea ce îți cere El. Dacă Iisus Hristos îți spune: mergi înainte, prietenii îți spun du-te la dreapta, părinții îți spun du-te la stânga, tu mergi înainte. Nu o să ai nimic de pierdut, îți garantez. Iisus Hristos este în mâine. Noi nu vedem decât astăzi și acum. Nici măcar nu știm ce se poate întâmpla în ora viitoare, într-o oră. Într-o oră se pot întâmpla multe lucruri. Eu, dacă fac stânga, ca așa cum îmi spun părinții, sau dacă fac dreapta, așa cum îmi spun prietenii, probabil că voi greși. Dar dacă Domnul Iisus Hristos îmi spune: Daniel, mergi înainte,
mergi în față, mergi în față, drumul pe care eu ți l-am trasat este să mergi în față, mergi, vină după mine, eu sunt în fața ta, nu vei regreta niciun pic, eu sunt în fața ta și eu te călăuzesc, eu sunt lumina ochilor tăi și eu merg în fața ta și eu văd drumul, pentru tine este întunecat, tu nu vezi nimic, dar eu sunt în fața ta și îți văd drumul neted, este neted, vină după mine. Nu-ți cere prea mult Iisus Hristos, pentru că El este în mâine și eu nu știu ce va fi mâine. Dar El este și în ziua de mâine și El știe ce va fi mâine. De asta spune să mergi înainte. De asta spune să mergi în față, pentru că El este în fața ta. Și știi foarte bine. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute pe tine și pe mine să putem asculta ceea ce ne cere El. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta a fost gândul care l-am avut în inimă. Și aș vrea, dragii mei, dacă Dumnezeu ne ajută, ne vom vedea săptămâna viitoare. Și aș vrea să vorbesc despre Daniel. Am citit zilele astea despre acest om și am stat și m-am gândit, Doamne, câtă putere, prin câte l-ai trecut pe acest om și a rămas un om statornic, puternic și a rămas un om cu o coloană vertebrală. A rămas un om care a spus, aleg să nu mă dau și să nu mă duc după lume, aleg să nu fac ce face lumea, aleg să nu joc cum joacă lumea, aleg să nu beau ce bea lumea, aleg să nu mănânc ce mănâncă lumea, aleg să mănânc ce mi-a dat Hristos, hrana spirituală pentru sufletul meu și aleg să rămân curat. Și data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, aș vrea să vorbesc foarte puțin despre acest om, despre Daniel. Prea iubiților, nu uitați că dragostea acoperă totul, suferă totul, nădăjduiește totul, dragostea nu va pierde niciodată. Cu voi a fost Daniel Popescu și noi ne vedem foarte curând.